găsit, prieteni, invitatul de 12 la ora 12 pe Radio Impuls și pe canal de 2. Stăm de vorbă cu Iuca. Hello. Hello. Ai revenit, erai mai mică ultima oară, mult mai mititică. Cred că acum 2-3 ani. 2-3 ani, da. Da, frumoasă emisiune am făcut amândoi. Da, mi-a plăcut foarte mult. Știu. Și mie mi-a plăcut foarte mult. Hai să stabilim, îți spun Iuca, da? Așa facem. Păi așa facem, dar zi povestea, că cine te mai strigă Iuca pe tine? Ia spune. Toată lumea, inclusiv bunicii mei mă strigă Iuca, pentru că vine de la numele meu. Așa, pe mine mă cheamă Maria, copilăria mi s-a spus Măriuca și atunci, cumva când am simțit că Măriuca mi-a rămas mic, am zis să rămân numai cu Iuca. Cu Iuca, și... Măriuca, da. Și cumva Iuca înseamnă și floare, parfum, rațiune în japoneză și îmi place foarte mult că e parte din numele meu. Așa că a intrat foarte rapid în Îl familie. Schimbi, vrei să-l pui în buletin? Te-ai gândit la asta vreodată? Nu. Era o perioadă în care nu mai știu, cred că Mineli vrea să-și pună Mineli în buletin, știi? Okay. Mi s-a părut și zic, dacă vrei să spui, ok, Iuca, bun, bine. Deci rămâne Iuca. Ce-ai făcut în ultimii 2 ani de zile? Eu am mai văzut câteva din proiectele tale și m-am bucurat mult pentru tine. Mulțumesc! Ai venit odată și cu un tort frumos. Cu un tort, pentru că am avut piesa în top 10 cele mai difuzate piese din România pe radio și atunci am venit să sărbătorim cu radiourile. Da, foarte bun. Mă bucur. S-au întâmplat foarte multe în ultimii 2 ani. Dar credeai că o să evoluezi în direcția asta și, nu știu, atât de repede? Mie mi se pare repede. Ție cum ți se Speram, pare? Speram, pentru că eu fac muzică de la 5 ani și atunci, normal că îmi doream să ajung aici, nu știam când, dar aici, și oricum, mai e mult de acum înainte, nu m-a luat prin surprindere neapărat, pentru că muncind de mult pe acest drum, n-a fost o surpriză. A, deci nu, pentru tine n-a fost o surpriză. Nu, desigur, nu știam momentul. Absolut. Asta a fost o surpriză, evident. M-am bucurat să fie acum, m-am bucurat pentru piesa la sacou, care a devenit atât de cunoscută pe TikTok, peste tot, și acum pe radio. Te mai ascultă radio copiii? Adică de vârsta ta, așa? Da. Păi bune! Da. Dar nu vă puneți voi playlistul vostru, ce vă place, evident, vouă, să ascultați voi ce vreți? Ba normal, dar când intri în mașină... Așa. Nu ai radio. Ba da, hai, dar mașina aia nu poți să spui ce vrei. Eu sunt curios, știi da, de ce? Da. Pentru că eu tot timpul m-am întrebat, numele, cine mai ascultă radio? Înțeleg, bă, taximetriștii, aia stau toată ziua, dar și aia acolo, săracii, poate să-și pune playlistul lor. Știi, oamenii ascultă radio în continuare. Și... Ascult radio uneori, deși am playlist pentru orice, recunosc. Okay. Ascult și radio. Când vreau să ascult melodii noi, descoper piese noi de multe ori pe radio sau știri, aud informații noi, ce nu aud pe Spotify. Am înțeles. Uite, ei aici au o declarație pe care, că eu nu-s deștept de unul singur, știi, am niște oameni în spate care lucrează, colega mea Claudia, face mie aici, atunci scrie tot felul de chestii, știi, și e o declarație care zice așa, mi-ar plăcea să mă ocup de educația copiilor mici, să călătoresc în toată lumea, să am vlog de călătorie, să merg cu rulota peste tot, să pictez, să desenez, să joc teatru, să fiu regizor, să fiu make-up artist. Iupi! Cred că am fost întrebată ce vreau să fiu sau ce vreau să fac cu viața mea. Și te întreb eu acum, ce vrei să fii din toate astea vrei să fii? Am 18 ani, este foarte complicat pentru un adolescent să aleagă un singur lucru. Vreau să fac cât mai multe. Sper să apuc să fac cât mai multe lucruri care mă fac fericită. Am înțeles. Dacă ar fi să alegi unul... Aș rămâne la muzică. Am înțeles. Fără dubiu. Bun, dar să zicem, mergem cu imagine, cu exercițiu mai departe. Așa. Și scoatem muzica de acolo și din tot ce e scris aici, educație de copii, călătorie, vlog, alegi tu una, poți, nu poți? N-am cum, de asta încerc să fac câte puțin din fiecare și văd pe parcurs cu ce rămân. De exemplu, sunt la liceu pedagogic și lucrez cu copiii, chiar miercuri am următoarea predare. Okay. Am avut vlog de călătorie când eram mai mică, de fapt așa am și început cu... Cât ai făcut și ea? Doar 18 ani, v-a zis Adineu. Când am început eu cu social media, am început pe YouTube, cu un canal, sper că l-am făcut... Cu câți ani, draga mea? 11 ani, cred că aveam. Aha. Aveam 11, acum 7 ani. Ok. 11-12.
ziceam că am început cu un canal unde făceam recenzii pentru cărți, vlog de călătorie, tot felul de DIY-uri, tutorial pentru și postam și cover-uri cu videoclip editat de mine. Am înțeles. Și așa am început cu social media. Sper că între timp am făcut privat acel canal, nu mi-amintesc sigur, pentru că uneori mi-e așa rușine să mă uit în spate. Nu, de fapt rușine e un cuvânt greșit. Nu-ți place de tine. Nu că nu-mi place de mine, dar văd că am evoluat între timp și mi se pare o glumă ce făceam atunci. În același timp știu că n-aveam cum să ajung aici dacă nu treceam prin dacă nu treceai pe, dar a fost, de ce? A fost, e funny ce-ai făcut, nu? Clar. Dacă te uiți. Nu? Da, da, da. Dar nu-ți mai place ție. Așa e. Ăsta e adevărul. Exact. Bine, acum, sincer, eu le spun tuturor celor care... Mie nu-mi place de mine la televizor. Recunosc, înțelegi? Adică nu m-aș da la televizor eu pe mine. Înțelegi? Am auzit dacă m-aș da sau nu, dar nu ăsta e subiectul. Bun, deci vrei să faci toate lucrurile astea. Acum, mă întorc iarăși la vârsta ta, care, mă rog, e importantă în dialog, pentru că, totuși, ai succes mare, da? Vorbesc, zicem, în România, da? Și ești un copil, de, cum ai spus tu, o adolescentă care vrea să, nu știu, să călătoască cu rulota. Poți să gestionezi succesul ăsta? Da, tocmai pentru că nu a venit peste noapte și că m-am pregătit să ajung aici, nu m-a luat... Nu te-a luat valul pe copleșit, pentru că a venit puțin câte puțin, sau cel puțin... Munca din spatele succesului a venit treptat. Nu m-am trezit peste noapte cu o grămadă de lucruri noi de făcut. Mereu, cum spuneam, am fost în fața camerei de mică, am fost în studiouri de mică, am scris piese de la 12 ani, așa că nu m-am trezit dintr-o dată într-o lume pe care nu o cunosc, ci am devenit vizibilă dintr-o dată într-o lume pe care o cunoșteam. Bun, hai să dăm o melodie și apoi să-mi spui cum ți se pare prin ochii tăi lumea asta a showbiz-ului, a muzicii la 18 ani. Cum vede un tânăr de 18 ani să cânte muzica? Ne-am întors, dragii mei, invitatul de 12, ora 12, stăm la povești cu Iuca. Bun, 18 ani, ziceam mai devreme, mi-ar plăcea să-mi spui cum vezi tu lumea asta în care trăiești, mă refer la showbiz, la lumea asta muzicală, da? Prin ochii tăi de unui tânăr de 18 ani, să mai zic copil, pentru mine tot copil. Viața mea e destul de obișnuită. Merg la liceu, am teme, predări pentru liceul meu, pregătire pentru BAC, fac drumul București-Câmpul Lung, nu sunt din București, și îl fac destul de știu des. Asta. Și asta este puțin mai complicat. Și ce este extra peste viața obișnuită, într-adevăr, este spectaculos și pentru mine. Mă bucur de ce trăiesc în momentul ăsta. Nu știu cu ce să compar. Corect. Nu am trăit altfel. Fair enough. Și atunci nu pot să-ți spun că cu ce este diferită viața asta. Am înțeles. Dar la școală, la liceu, acolo, ce zic oamenii din jurul tău? Am norocul acum de niște profesori și de niște colegi extraordinari. Și chiar simt că mă ajută foarte mult. Și eu, de fiecare dată când lipsesc, că se mai întâmplă să plec n-ai și cum, de la normal, ore, normal. Recuperez și învăț prin mașină, prin pauze. Învăț și profesorii sunt foarte înțelegători și la fel și... colegi, mă ajută să recuperez pe parcurs. Și în ce direcție vrei să te duci după BAC? Te-ai gândit? E foarte sau nu vrei să te întreb asta? Dacă vrei, scoatem întrebarea. Iertați-mă, dar m-am înnecat. Așa. Urmează să aleg facultatea, încă nu am ales. Nu te-ai hotărât? Știu, și e foarte târziu. Și... dar n-am zis că e târziu. Da, da, simt eu presiune că trebuie să aleg. Ceva, da. Nu știu. Da, ai măcar niște variante, zic și eu. Da, actorie. Mi-ar plăcea foarte mult. Bun, hai că... Mi-ar plăcea să fac, poate, psihologie. Ok. Comunicare și jurnalism. Două deoparte. Mai departe. Da, așa. Pe primele două sunt mișto. Comunicare și jurnalism. Ce Dumnezeu, îți trebuie comunicare și jurnalism. Mai departe. Ce mai avem pe listă? Poate marketing. Ok. Nu, deja două le-am dat deoparte. În emisiune aici. Deci ce? Comunicare și jurnalism. Jurnalismul e pe cale de dispariție, spun eu.
Deci e ceva care, mă rog, se vinde ca fiind jurnalist și nu mai există. E un control venit din toate părțile. Comunicare, poți să înveți în altă parte. Nu să stai săraca de tine 4 ani de zile să te apuci să faci comunicare și jurnalist. Marketing e drăguț, dar aia îmi place cu actorii, aia îmi place mai mult. Și mie îmi place, dar aia, da, vreau să fiu 100% implicată. Și nu știu în momentul de față cu programul pe care l-am, care este foarte haotic și foarte greu îl gestionez, okay, așa, fiind la liceu, nu știu cum o să mă împart. Este singura mea teamă. Dar eu cred că poți. Adică mi se pare mai mișto, combinația asta mi se pare foarte mișto. Așa e Ștefănel, cum îi zic eu, Radu Ștefan Bănic. El e la... a făcut actorie și cântă, că îi place lui să cânte, n-ai ce să faci. Știi? Asta mi se pare mișto. Și psihologie, de ce? Îmi place să ascult oamenii, îmi place să înțeleg anumite lucruri pe care oamenii le fac, să văd de unde vin. Și dacă ai analizat psihologic în România anului 2024 sau 2023 sau România asta în ultimii ani, cum e România? Cum e țărișoara noastră? La nivel psihologic, așa. N-am trecut prin facultate, nu știu să spun, ei, dar da, pot să... cred că noua generație în general este destul de grăbită. Ok. Mi-ar plăcea să mai luăm din când în când câte o pauză, să ne uităm în jur. Mm-hmm. Și să ne dăm seama unde suntem și pe ce drum putem merge să ne fie mai bine. Ok. Un tânăr de 18 ani și închipuie lumea peste 10 sau peste 5, cum o să fie, apropo de tumultul ăsta de informații pe de o parte și de nebunii care se schimbă? Nu știu, se schimbă mult prea repede totul. Aha. Nu știu să-ți spun cu certitudine ce va fi, dar pot să sper doar că o să ne păstrăm din sinceritatea, care oricum este din ce în ce mai rară. Corect. Mi-ar plăcea să văd mai mulți oameni sinceri în 10 ani. Ok. Cred că, dacă suntem sinceri, lucrurile evoluează mult mai frumos în jurul nostru. Dar nu, eu mă uit la AI-ul ăsta, mă aud, nu știu ce melodie a lui Beatles, ce a făcut, ce asta s-a... nu știu cum, audă tot felul de, cum se cheamă, scheme-uri, pe vremea mea erau țepe, înțelegi? Adică apare, sună cineva de pe telefon, da. Adică te sună pe tine cu numărul meu și cu vocea mea. Asta zic, este opusul sincerității. Da, nu? Știi, adică eu înțeleg să mă îngrozesc într-un fel, știi, dar voi sunteți oarecum născuți și aveți altă viteză de percepție și de asimilare. Și de aia te-am întrebat, deci. Da, sunt multe, multe bucățele pentru care simt că nu fac parte din generația mea. În același timp, cred că nimeni nu este pregătit să renunțe la emoția umană. Okay. Indiferent de generația în care s-a născut. Am înțeles. Nu cred. Nu, dar nu, eu nu vorbesc neapărat de o alegere a, nu știu, să fie niște oameni care o să aleagă la un moment dat, poate. Citeam un studiu care m-am fricoșat că în 5 ani de zile sau maxim 10 ani, toată industria asta care înseamnă divertisment, care înseamnă cinematografie, muzică și așa mai departe, va fi marcată profund de AI-ul ăsta, știi? Cred că o să ne adaptăm. Clar o să ne adaptăm. În același timp, sper să avem și un cuvânt de spus. Să dea Dumnezeu să fie așa. Până atunci, mă rog, eu eram curios cum gândești. Tu, că mie îmi place cum gândești. Deși ai evoluat în ultimii 2 ani, fără doar și poate în bine, mi-a rămas discuția cu tine. Mai dăm o melodie și ne întoarcem. Ne-am întors, stăm la povești cu Iuca și facem un mic, nu știu, joculeț, să-i spunem. Mă completează fraza sau afirmația cum vrei tu. Vrei să răspunzi bine, nu vrei, iară bine. Ai acest drept în această emisiune, ți-l dau eu. Primul concert la care ai fost și pe care ți-l amintești? Mi-aduc aminte primul spectacol. Da. Aveam 5 ani și era un spectacol de Crăciun. Și eu cântam în corul de pe scenă, fiind cea mai mică. Și chiar e o poveste funny că... Te rog. Pe mine m-au pus în față, fiind cea mai mică, și mi-au spus că sunt mascota lor. Și eu la 5 ani am înțeles că am alergat spre mama și mi-am spus, mama, eu sunt maschetă. Ești maschetă, a? Bun, continuăm cu melodia care te face să dansezi. Ceva de la Dua Lipa.
mereu îmi dă un vibe bun, Dua Lipa, orice. Melodia care te emoționează sau te face să lăcrimezi? Cred că Used to be mine, cred că se numește, nu sunt sigură. Și nu numai. Sunt mai multe. Da, 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 sunt mai multe. E bine. Am câte un playlist pentru fiecare emoție. Pentru emoții. Ok, da. De câte playlist-uri ai? Că asta nu e schedă. Câteva zeci. Ok, pentru fiecare emoție. Da, da, da. Sunt mai multe cu lacrimi sau mai multe cu bucurie? Mai multe cu bucurie. M-am liniștit. Bun. Prietenii apropiați te descriu ca fiind? Mereu cu zâmbetul pe buze. Foarte plină de energie. Vorbesc foarte mult. Sau tac. Nu există între. Ori vorbesc extrem. Și acaparez discuția, uneori eu încerc să mai las și pe alții să vorbească, ori tac, de tot. Cel mai bun sfat, să nu taci în emisiunea asta, da, te rog frumos, cel mai bun sfat pe care l-ai primit de la o persoană, da? De la cineva drag, de la cineva poate necunoscut, că poate ne-ai dat să nu nască cineva la un moment dat într-o discuție. Să, indiferent ce fac în viață, să vreau să încerc să fiu cea mai bună. Okay. Indiferent de domeniul pe care îl aleg. Uh-huh. Mi-a spus tata, când eram foarte mică, deja începusem cu muzica. Și mi-a spus, Maria, dacă vrei să faci muzică, foarte bine. Dar fii cea mai bună. Ok, nu o să ajungi acolo. Poate, cine știe, poate nu atingi acel punct pe care ți-l imaginezi. Dar dorindu-ți să fii cea mai bună, vei ajunge foarte departe. Dacă la un moment dat decizi că nu vrei să mai faci muzică, e ok, vrei să fii doctor, foarte bine, dar încearcă să fii cel mai bun doctor. Okay. Și asta mă ajută. Bun, te consider cea mai talentată la? Cea mai... Nu știu, la gătit, zic și eu. Paolo, în niciun caz. Ceva, deci... Nu, nu, nu. Deci râd, am înțeles, râd reflectoare și camerele, am înțeles, bun. Deci, na, mă, atunci la ce te consideri tu cea mai talentată? Probabil tot ceva legat de creație. Să scriu versuri. Îmi place să-mi imaginez situații, să-mi imaginez povești pe care le transpun după în versuri, în piese. Am înțeles. Ești cea mai sigură pe tine atunci când? Clar, când știu despre ce vorbesc. Ok. Visul tău din copilărie era să? Să fiu artistă. Din totdeauna. Da. Okay. Filmul pe care l-ai văzut cel mai des? Sau filmul preferat atunci, dacă vrei să... Uite, Truman Show. Am văzut de multe ori. Ok. Trăsătura ta cea mai frumoasă este? Fizică? Nu fizică. Sau fizică, zici și fizică. Hai. Nu m-am gândit la chestia asta să întreb fizic, mai ales o domnișoară. Nu. Asta nu se... Dar dacă vrei să spui, spune. Probabil zâmbetul, pentru că e mai mult decât zâmbet și mi se pare că e contagios și dai mai departe. Vine din interior așa. Ok, zâmbetul. Am înțeles. Crezi că viața este despre? Despre... trăi, nu doar a exista. Frumos. Momentul tău favorit din săptămână este sau este când? Vineri seara. Sau sâmbătă dimineață. Nu, vineri seara, că știu că a doua zi mă trezesc și e weekend. Bun. Dacă mâine te-ai trezi înzestrată cu o nouă calitate, ai avea o baghetă magică așa sau un inel magic, acea calitate ar fi? Organizare, punctualitatea. Încerc să lucrez la treaba asta. Ok. Dar de ce? Că n-ai întârziat la emisiune. Nu, dar având atât de multe lucruri de făcut, trebuie să fiu foarte organizată ca să le aranjez și să le... Păi na, acum artist organizat nu există. Fire de artist sau de artist organizat, de organizată. Da, dar vorbeam de un caz ipotetic. În care avea o nouă calitate. Asta, exact. Bagheta magică e poc organizare. Bine. Locul unde ai vrea să trăiești? Oriunde, atâta timp cât sunt înconjurată de suflete frumoase.
frumos ce ai spus, ca de obicei, dar nu e o surpriză pentru mine. Mulțumesc. Ok. Eroii tăi preferați, dacă ai, din viața reală, sunt? Părinții. Urăști cel mai mult să? Să mă trezesc de vreme. Bine. Greșelile care ți inspiră cea mai mare indulgență? Cele neintenționate sau, da, cele făcute pur și simplu dintr-o naivitate. Ok. Ok. Calitatea pe care o prefer la un prieten, la un bărbat, la o femeie? Sinceritatea. Ai zis de asta. Da, da, da. Da, sinceritatea e ceva care mă rog, face parte din existența ta, cu totul înțeleg. Ne râdem, mâncarea preferată este? Iar faci o listă de-aia? Poți să ai voie, nu e doar una. Bagă lista. Vrem să sune fancy? Sună cum vrei tu. Mănânc eu acasă cea mai bună rață. Așa, aoleu. Cu sos de rodi și mere caramelizate. Mama mea! Dar să nu mă lăsați în bucătărie, pentru că... Te curentezi. Da, 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 nu, e l-aș ceva rău. Porni, da, da, e ceva rău, am înțeles. Nu supraviețuiesc. Nu, bun. Deci bucătăria închis. Închis. S-a închis. Și în fine, starea ta de spirit actuală este, începem acum sau în săptămâna asta? Sunt foarte entuziasmată pentru tot ce urmează. Așa. Chiar sunt curioasă de cum o să decurgă anumite lucruri. Am înțeles. Și nu numai încrezătoare, da? Nu umbli la playlist-ul ăla cu plânsete, nu? Săptămâna asta. Nu. Nu, am sunt înțeles. Bine. Gata. M-am poate aș putea să recuperez cu somnul. Da, poate săptămâna viitoare. Păi, la 18 ani dorm. La 18 ani ce să dorm? Nu dorm niciodată la 18 ani. Când să dorm? Dorm 2 ore, 3 ore pe noapte. Eu trebuie să mă odihnesc. Uite la mine că fac cearcăne, riduri, vezi? Bun, să cânte muzica și ne întoarcem. Ne-am întors, dragii mei, invitatul de 12, ora 12, povestim cu Iuca, cea care la 7 ani a lansat primul album, dacă informația este reală. Așa, bun, cânti la pian, la chitară și la? Ukulele. Ukulele. Explică-le oamenilor ce sunt ukulelele, înțelegi? Explică-le oamenilor care, mă rog, sunt la radio și la TV, unii care nu știu ce înseamnă ukulele. Când eu mi-am cumpărat ukulele, nici eu nu știam. Aha. Am văzut o mini-chitară colorată, albastră. Ți-a plăcut ție cum arată? Foarte mult. Așa. Mi s-a părut foarte chic și era și Black Friday și super reducere și am zis că a mea e. Okay. Cumva o achiziție impulsivă. A ajuns la mine și chiar aveam o zi liberă, n-aveam nimic de făcut în ziua aia. Am intrat pe Google, am găsit primele 4 acorduri, cele mai ușor de învățat și așa am scris și prima piesă. Cântând acele acorduri, a venit linia melodică, versurile și aia a fost prima mea piesă. Dar care e instrumentul tău preferat? Pianul. Pianul. Din cel pe care le cunosc, clar. Ah, ok, bun, asta e. Și în afară de? Mi-ar plăcea să învăț să cânt la harpă. Cred că e extrem de greu, dar îmi place foarte mult cum sună. Da, sună foarte frumos. Dar e clar, un lucru e evident, că cu muzica o să... Ăsta e drumul tău. Când vorbești despre... Dar deși iar mă întorc la chestia aia cu rulota peste tot, să pictez, să umblu brambura, cum zicea mamaia mea, până toată lumea, dar cine știe, poate ți-o ajuta Dumnezeu să umbli cu ukulelele brambura până toată lumea, că nu știu ce să-ți doresc. La 18 ani, oricum, ai toată viața înainte. E vreo persoană care poți să spui că te-a motivat sau care ți-a marcat cariera, știi? Să zici, domnule, ăla e... Nu doar o persoană. Ok. Au fost foarte mulți oameni și cred că fiecare om care a intrat cumva în viața mea, la un moment dat, a avut un rol extrem de important. De la prima mea profesoară de muzică, nu trebuia să merg la cursuri de muzică, în primul rând. Eu eram la engleză, la acel club. Parcă mi-ai zis ceva, că a fost un accident sau ceva genul ăsta. Da. Eu eram la cursul de engleză și în aceeași sală se țineau și cursurile de muzică. De muzică, da. Și m-am dus în pauză și am cântat o piesă, o da bucurie, mă învățase bunica mea. Și m-a luat profesoara de engleză și a zis, tu trebuie să cânți din nou în cancelarie. Și m-am dus,
m-a ascultat și profesoara de muzică și după a venit la părinții mei să-i roage. Știți, puteți să o aduceți, vă rog, și la muzică, pentru că na. Are ceva. Ar trebui să vină. Da, asta e mai rar, știi că e chestia asta pe care, mă rog, e un clișeu. Nu mă iau de nimeni, nu zic nimic, da? Dom'le, ca și la tenis, de când joci, de la 4 ani? Păi, la 4 ani abia tării racheta aia, la 4 ani, ok, când te-ai dus la cor sau aia, poți să înțeleg, știi? Da. Când zici că, dom'le, de mic fac chestia asta, dar la tine chiar e real. Adică da, da, da. E chiar de mică faci chestia asta și e clar că aveai ceva și că ai ceva. Mulțumesc. Pentru că nu te lua cineva să te mute într-o parte într-alta, cum spun eu. Părinții mei la început au fost reticenți, pentru că să vină un adult, o profesoară, să spună despre copilul lor la 5 ani, că nu-ți dai seama atât de mult ce are copilul la 5 ani special. Exact. Vrei să vină la cursuri de muzică. Au preferat chiar să mă dea la dans, pentru că în același timp erau și cursurile de dans. A, ei chiar au preferat să fac mișcare, ceea ce este un raționament normal pentru un părinte. E mai sănătos pentru copil să danseze decât să cânte. Și după ce s-au mai întâlnit de câteva ori cu profesoara pe hol, au zis ok, du-te. Și te-ai dus. Da. Revenind la întrebarea cu oameni importanți, spuneam că... Ai zis profesoara de muzică, profesoara da. Profesoara de muzică. Apoi, tot într-un festival, m-a văzut doamna Maria Ene. Scrie piese, a spus, tu ar trebui să vii, eu organizez niște spectacole, ar trebui să vii să cânți. La fel, părinții mei au fost reticenți prima dată, dar ce vezi la copilul meu și n-au ceilalți? Și a spus, nu, vii, cânți ce vrei, când vrei, cât vrei, cum vrei, este doar îți oferi scena. Și pentru mine asta a însemnat un super antrenament. Apoi, Ileana Răducanu m-a ajutat foarte mult. A scris o piesă de teatru superbă. M-a învățat, cum ar trebui să joc. Înțeles. Am avut castingul, am luat rolul principal și acolo am întâlnit-o pe doamna Cătălina Buzoianu. Ok. Ce întâlnire, da. Da, e un nume mare, Cătălina Buzoianu. După Filip Eristovski, Sandra, m-au ajutat actorii cu care am jucat. Repet, m-au ghidat, acum vreau să dau la actorie. apoi managerul meu, care m-a ajutat enorm și clar, eu acum scriu cu el piese, inclusiv în partea de songwriting m-a ghidat. Ok. Cred că sunt ceva, mulți oameni, nu pot să-i numesc acum. Sigur că există, dar uite, e frumos totuși că tu ți-aduci aminte de ei și, mă rog, acea întâlnire mie mi-a sunat numele, știi, Cătălina Buzoianu, am avut și, mă rog, plăcerea să o cunosc pe Cătălina Buzoianu. Hai să ne întoarcem de la amintiri, să mergem în prezent, să ne distrăm puțin, iar pe ce aplicație pierzi cel mai mult timp? Nu e bună întrebarea, o ștergem. Ba da, ba da, ba da, dar ascultători sunt... și radioascultători și trebuie să ștergem acea, nu, glumesc. Nu, sunt foarte mândră de mine. Stau mult pe TikTok. Uneori prea mult pentru câte lucruri vreau să fac cu ziua mea. Și când mă prind că am pierdut o oră, fără să fac content, când este ceva productiv, e cu totul altceva și nu pun ca pierdere de timp. Dar când văd că scrolez, mă prinde algoritmul, nu sunt prea mândră de mine, sincer. Da, TikTok. TikTok. Bine, mai dăm o melodie și după aia vreau să-mi spui dacă ar trebui să ștergi o aplicație, care ar fi aia din telefon. Ne întoarcem imediat. Ne-am întors, dragii mei, stăm la povești cu Iuca despre copilăria ei, despre planuri, despre aplicații și rămăsese să te întreb dacă ar fi să ștergi o aplicație acum de pe telefon. Care ești, Terciu? Una care știi că poate îți consumă timpul și te enervează și așa mai departe. E vreuna pe care să nu zici că e de shopping. Aș fi tentată să spun TikTok, dar în același timp este platforma pe care eu țin legătura cu oamenii care mi-ascultă muzica. Instagramul nu mai e, a? Ba da, dar sunt mult mai activă pe TikTok. Adică Instagramul e deja pentru oameni de vârsta mea, nu? Nu, dar m-am liniștit. Mă simt mult mai confortabil pe TikTok. Mi se pare că Instagramul este cumva mai studiat, trebuie să arate totul mult mai perfect, mult mai perfect. TikTok-ul e natural, oarecum.
Da, trebuie să păstrezi din naturalețe, să fie totul spontan. În același timp trebuie să lucrezi mai mult la editat, mm-hmm, pentru a tăia fiecare respirație, fiecare secundă în plus. Dar tu îți faci singur astea? Da, nu, 10% dintre clipuri sunt făcute de mine. Pe TikTok-ul ăsta. Da, și câte ore stai pe zi, poți să-mi spui asta, pe TikTok, în afară de contentul pe care îl crezi? Că eu am niște discuții cu fetele mele și am aflat niște timp care m-au îngrozit realmente. Am înmulțit cu 365 și m-a luat durerea de cap. Depinde de zi. Dacă e una foarte plină, 15 minute îl deschid. Dar, în general, se duce într-o oră, o oră și ceva, pe lângă ce... Pe lângă, nu, pe lângă nu vorbesc, timpul nu, în care deci dacă ea, atenție, dacă ea s-a uitat Galeș la mine așa și mi-a zis o oră, o oră și ceva. Deci, părerea mea, de om care are 3 copii, e că undeva 2 ore e sigur. Deci, asta este ceea ce cred. Eu nu vreau să sugerez ceva sau să avem vreo discuție în contradictoriu, din contră, dar cred că undeva la 2 ore pe zi, minimum stai pe TikTok. Acum stai, ce depinde de ce. Fii atentă, că ai zis că vorbim despre proiecte, despre... N-am vorbit nimic, câte ce, să termine emisiunea. Ai zis că să vorbim în direcția aia înainte de emisiune. Așa, despre proiecte. Ce am făcut până acum, am lansat vineri o variantă acustică, mm-hmm, pentru remake-ul pe care l-am făcut la clipe. Okay. Piesa 3 Sud-Est. De fapt, de când nu ne-am mai văzut noi data trecută, am avut multe lansări, dar cele mai recente ar fi La Sacou. Aia știu. Apoi clipe, remake. O poveste tare interesantă a avut piesa asta. M-a chemat Laurențiu. El a venit cu propunerea. Scuză-mă. El a venit cu propunerea pentru piesă și a devenit o responsabilitate uriașă pentru mine. Fiind o piesă pe care o știe toată lumea. Toată lumea, da, așa e, așa. Apoi am lansat Strada Iubirii. Mm-hmm. Piesă tare, veselă. Despre o realitate... Știi, momentele alea. Ireal de frumoase. Mm-hmm. Pe care le simți ca pe un vis. Și te gândești ce preț are acest vis. Ce ar trebui să faci să fii non-stop în acest vis? Să te muți cu totul acolo. Ok. Despre asta este piesa. Așa a apărut Strada Iubirii. Și urmează, pentru că piesa, remake-ul piesei, clipe, a avut... a mers foarte bine, lumea a apreciat-o foarte mult. Urmează o nouă variantă, mult cerută, cu 3 Sud-Est. Ok. Măi, îți mulțumesc mult că ai venit. Trebuie să ne oprim, că timpul trece, timpul zboară. Eu mulțumesc mult de invitație. Și mereu toată lumea zice că de ce nu fac această emisiune mai lungă. O să o facem la un moment dat și mai lungă. 2 ore o să o facem, nu o oră. Mulțumesc mult, Iuca. Așa o să te strig dacă ai zis că și bunicii te strigă. Mă, dar eu cred că pot să spun mării Iuca. Așa facem. Cred că e mai drăguț. Mulțumesc mult încă o dată. Și eu mulțumesc.